Bună, fetelor! Pentru astăzi m-am gândit să fac o combinație între Get Ready With Me și tutorial pentru un machiaj de zi de zi, pentru că mi-am dat seama că nu am așa ceva pe canalul meu de YouTube. Skitty, te rog frumos să nu mai mergi pe lângă mine pentru că se aud dăbuțele tale pe parchet. Și... Hai, vino cu altul. Vino. E greu să lucrez cu asistenți gălăgioși. Poți să faci un pic de liniște cât vorbesc și eu cu fetele, te rog. Mulțumesc. Deci da, o să fie un machiaj de vară, lejer și n-are rost să mai spun foarte multe lucruri pentru că ar fi bine să începem. O să încep cu hidratarea feței folosind crema de față de la Vichy Idealia. Din aceeași gamă o să folosesc și crema de ochi pe care vă recomand, mai ales dacă folosiți anti-charcan. Face parte din rutina mea de make-up deja primerul de la Giorgio Armani pe care îl aplic înainte de fondul de ten. Și acum, partea mea preferată, fondul de ten. Vichy Dermablend în variantă fluidă este perfect pentru tenul meu uscat, dar este foarte potrivit și pentru tenul normal. Nu simt că mă încarcă pielea, deși acoperă foarte bine, iar ca să ajung la nuanța pe care am căpătat-o după câteva zile de bronz, amestec două culori, 35 Sand și 45 Gold. Pentru ca fardul de ochi să fie mai intens și evident să țină mai mult, voi folosi primerul de la Urban Decay. O paletă pe care sigur o vei îndrăgi datorită nuanțelor foarte plăcute și eu zic că sunt destul de ușor de combinat, este cea de la L'Oreal, la palete Nude. Aplic culoarea doar pe blapa mobilă. Ca să alungesc puțin ochii și privirea, voi folosi eyelinerul de la Lancôme doar în colțul extern al ochiului. Un anticearcăn pe care știu că e mereu bătaie este cel de la Maybelline, The Eraser Eye. Pentru a seta anticearcănul o să folosesc paleta de contouring de la NYX. Am și două produse pentru sprâncene, creionul și gelul de la L'Oreal Brow Artist. Fetelor, vreau să vă spun că m-am îndrăgostit pur și simplu de noul produs de la Maybelline, Colossal Big Shot Mascara. Nu sunt o norocoasă cu gene curbate, așa că un mic truc la care apelez după ce mă dau cu rimel este să le întorc cu degetul. Tot paleta de la NYX o voi folosi și pentru contouring, iar highlighterul de astăzi va fi Sin de la Urban Decay. Înainte să aplic rujul, folosesc puțin fond de ten pe buze, astfel culoarea rezistă mai bine și nu migrează, mai ales că vara știți și voi că transpirăm destul de mult la față. Rujul pe care îl voi folosi este NYX Lingerie în nuanța Lip Lit 02. Este un ruj mat, unul din preferatele mele chiar, atât ca nuanță cât și ca textură și am văzut că și vouă vă place pentru că mă întrebați destul de des de el. Ultimul pas este setarea machiajului cu spray-ul de la Urban Decay. Evident că trebuia să aplic ceva și pentru păr, sunt dependentă de acest produs, care funcționează și ca fixativ, dar și ca spray de texturare, Wild Stylers de la L'Oreal. Gata! Asta este machiajul meu de zi de zi, cu care voi mă vedeți cel mai des în Instastory, în Snap-uri, în pozele de pe Instagram. Dacă mai sunt întrebări legate de produsele pe care le-am folosit, le aștept în comentariile de mai jos și aștept și propuneri pentru următoarele tutoriale. Pa, pup! Ne vedem curând! Pa!